Bună, dragii mei, bună și bine v-am găsit! Astăzi sunt acasă și am zis să fac o rețetă, să mai vin și cu o rețetă, pentru că, după cum bine știți, canalul meu se numește Gătește și Călătorește cu Maria. Deși hobby-ul meu e să călătoresc, mai și gătesc din când în când, bineînțeles, așa că astăzi vă voi face o rețetă de piept de pui la cuptor cu ananas și mozzarella și salată de andive. Așa că haideți să începem! Pentru această rețetă vom avea nevoie de următoarele ingrediente. 200 de grame de piept de pui, după cum vedeți, așa, două bucăți, o lămâie, o andivă, dumneavoastră dacă sunteți mai multe persoane puteți pune 2-3 bucăți de andive, 150 de grame de mozzarella, 3 felii de ananas, sucul de la o conservă de ananas, puțin pătrunjel uscat, usturoi uscat, piper, turmenic, sare și ulei, orice ulei aveți, eu am aici ulei de floarea soarelui, niște alune și un dressing pentru salată. Haideți să începem! Vom începe prin a condimenta feliile de pui. Punem puțin ulei, ajunge, pentru amândouă și le întoarcem în ulei. Bineînțeles că eu filmez cu o mână și folosesc cealaltă mână. Din păcate mi-e puțin cam greu, dar o să reușim. Punem puțin piper, așa, ajunge. Acum punem puțin turmenic, tot așa. Mie îmi place cu mai mult turmenic. Voi puneți mai puțin dacă nu vă place turmenicul. Mie îmi place foarte mult turmenic sau curry. Merg foarte bine cu puiul. Acest mix, ca un fel de vegeta, dar sănătoasă pentru pui. Mai punem pudră de usturoi. Așa. Și, nu în ultimul rând, puțin pătrunjel uscat. Bineînțeles că trebuie să masăm, să pătrundă condimentele pe fiecare parte. Mie îmi place mâncarea puțin mai condimentată. Dacă vouă nu vă place, puneți mai puține condimente. Asta e în funcție de gustul fiecăruia. Acum vom trece la pasul următor. Vedeți? Am condimentat puiul. Putem să-l lăsăm să stea pentru 10-15 minute ca condimentele să trepătrundă mai bine carnea. După cum vedeți, am făcut niște crestături în pieptul de pui, niște buzunerele, le zic eu. Așa, priviți. Și aici vom introduce mozzarella pe care am tăiat-o bucățele de genul ăsta și ananasul. Deci, introducem mozzarella în buzunar și o felie de ananas lângă. Cam așa. Iarăși o bucată de mozzarella în buzunar și o bucată de ananas, bineînțeles. Și continuăm până umplem fiecare buzunare. Așa arată pieptul umplut. Bineînțeles, eu am pus mai mult. Mie îmi place cu mai multă mozzarella, cu mai mult ananas. Deci am exagerat cu buzunarelele. Dar cam așa va trebui să arate și acum îl transferăm în tava de copt. După cum vedeți, am transferat puiul în tava de copt pe care am uns-o puțin cu ulei, bineînțeles. Și apoi îl vom da la cuptor la 180 de grade pentru aproximativ 20 și ceva de minute, până când considerăm că pieptul de pui e gata. Dragii mei, în timp ce puiul nostru este la cuptor, o să ne apucăm de făcut salata de andive, bineînțeles. Dar înainte de a ne apuca de salată, poate vă întrebați ce vom face cu zeama de la ananas, pentru că am spus că avem nevoie și de zeama de la conservă de ananas.
Ei bine, această seamă o vom turna peste bucățile de pui înainte cu 10 minute ca puiul să fie gata. De ce facem acest lucru? Ei bine, pentru că în astfel puiul se va păstra fraged și moale. Așa că înainte cu 10 minute ca puiul să fie făcut, vom pune puțină zeamă de ananas peste. Să trecem la prepararea salatei de endive. Vedeți, am pregătit aici un bol foarte fancy de salată, e singurul pe care l-am. O endivă, mozzarella rămasă de la pui, o lămâie, ananasul rămas de la pui, dressingul de salată, French dressing, puțin ulei și acest mix de alune. Vom începe prin tăiarea endivei. Toată lumea știe să tai o endivă, bineînțeles după ce am spălat-o în prealabil. O vom tăia fâșii lungi. După cum vedeți, am tăiat salata de endive. Puteți să o tăiați cum doriți, eu am tăiat așa, potrivită, nici prea subțire, nici prea groasă. Și acum vom urmează să o turnăm în bol. Am pus salata de endive în bol. De fapt, endivele, nu salata. Mă scuzați, astăzi am emoții, nu știu ce-i cu mine. Mă cam bâlpui, deși nu-mi stă în fire. Na, avem zile și zile fiecare. Deci am pus salata, endiva în bol. Vom pune peste bucățile de mozzarella pe care le-am mărunțit. Bine. Vom pune ananasul, bucățile de ananas tot așa le-am mărunțit. Vom pune câteva bucățele de nuci, iar acesta este un mix de nuci, puteți folosi alune, migdale, ce doriți dumneavoastră. Vom pune puțin ulei, nu foarte mult, atât. Vom pune din acest dressing de salată. După cum puteți vedea, peste salata de endive am pus bucățelele de mozzarella rămase, bucățelele de ananas, acest mix de alune, zeama de la o jumate de lămâie, așa, și bineînțeles am pus acest French dressing și foarte, foarte puțin ulei. Acum tot ce mai avem de făcut este să potrivim de gust și să amestecăm ingredientele. Am amestecat ingredientele, după cum puteți vedea, punem puțin pătrunjel deasupra și salata noastră este gata. Bineînțeles că mai trebuie să terminăm și puiul. Priviți ce bine arată! Acum, după cum v-am spus, când puiul mai are vreo 10 minute înainte să fie gata, punem zeama de la ananas peste. Pur și simplu o turnăm peste pui. Să vedeți ce bine o să-și păstreze frăgezimea și ce gust minunat o să-i dea. După care îl introducem înapoi la cuptor. Bineînțeles, ia priviți deja ce bine arată. Îl introducem la cuptor și lăsăm până când puiul e gata. Puiul nostru este gata, acum l-am scos de la cuptor. Urmează să-l montăm pe farfurie. Priviți cât de bine arată. Am scos puiul pe farfurie. Priviți cât de bine arată. Se vede mozzarella, ananasul. O să-l și tăiem ca să vedeți cum arată la interior. Unul tăiem, unul lăsăm întreg, da? Așa arată puiul nostru tăiat. Priviți cât de bine arată. Și acum o să-l montăm lângă salata de endive, bineînțeles. Priviți salata și puiul. Acesta este preparatul, priviți cât de bine arată, mie mi se pare că arată super, super bine. Aceasta a fost rețeta mea, o rețetă simplă, rapidă, ușor de făcut, la îndemâna oricui, cred eu. Vă invit să o încercați și dumneavoastră, este o mâncare foarte, foarte ușoară, nu necesită foarte mult timp.
Iar dacă vă place puiul, e o rețetă ideală, zice eu. Vă invit cu mare drag să o încercați. Vă mulțumesc încă o dată din tot sufletul pentru toată susținerea, pentru toate comentariile frumoase, pentru faptul că sunteți alături de mine cu bune și rele. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă dea o zi minunată, o zi superbă și, ce să vă zic, să avem poftă bună, da? La revedere!